Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare, o nouă citire cu titlul Tu și el sau ea încotro. Haideți să vedem de data aceasta care vor fi energiile din aceste cărți. Pentru voi, cei care priviți la acest videoclip, cei care sunteți în relație în aceste momente, da, și vreți să știți mai multe despre această conexiune a voastră, da, încotro se va orienta, sau pentru aceia dintre voi care sunteți singuri și vreți să știți dacă această situație a voastră va înceta în următoarea perioadă, sau pentru cei dintre voi care sunteți în separare de partener, de parteneră și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va reveni în relație cu voi. Wow! Hai să vedem, dragii mei, iată prima carte din etalare vorbește despre un cămin, da? Despre existența acestui cămin pentru unii dintre voi. Da? Văd că vă îndreptați spre a avea propria voastră casă în perioada următoare, indiferent cum sunteți, da? Că sunteți logodiți sau că sunteți doar împreună sau unii poate că v-ați căsătorit de curând și văd că deocamdată nu locuiați în această casa voastră, da, pe care s-o numiți căminul vostru. Iată că acest vis al vostru se va manifesta în perioada următoare, da, va deveni real pentru voi și, da, într-adevăr, veți primi casa voastră din partea Universului. Pentru alții, dragilor, văd că veți face o schimbare în locuința voastră, da, sau vă veți schimba domiciliul în perioada aceasta sau în perioada următoare. Este posibil ca dumneavoastră să vă schimbați domiciliul sau partenerul sau partenera voastră, da, să fie nevoit sau nevoită să se relocheze în această perioadă care vine spre voi și atunci, da, poate că se va muta cu serviciul în altă localitate. Și atunci, da, văd că pentru unii dintre voi, văd că veți dori să urmați această persoană a voastră, da, adică să mergeți cu el sau cu ea acolo unde se va muta. Dar important este că în această perioadă, iată, de noiembrie, da, sfârșit de toamnă, veți dobândi din ce în ce mai mult sentimentul acesta de a fi acasă, sentimentul de a fi foarte stabil și foarte în siguranță, stabil și în siguranță în momentul în care ne regăsim acum, da, în locul în care, pe care voi îl numiți căminul vostru sau acasă. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că această carte vorbește despre un telefon. Da, până acum am vorbit de asigurarea unei locuințe pentru voi, pentru partenerul vostru, pentru voi împreună în perioada care urmează și iată că această persoană, persoana la care voi vă gândiți în aceste momente, vă sună sau vă va suna în perioada următoare, da, pentru a vă da de veste, da, văd că veți primi un mesaj urgent din partea acestuia sau acesteia. Și mesajul este acum ori niciodată, da, acum ori niciodată vei fi rugat sau rugată să iei o decizie în ceea ce te privește pe tine, în ceea ce vă privește pe voi doi ca și relație, da. Această persoană te va anunța că și-a găsit un job foarte stabil și că are o locuință proprie acolo unde este și că este foarte bine din toate punctele de vedere, este pe picioarele sale și te va chema lângă sine, lângă el sau lângă ea, da? Această persoană, pentru că va dori să vă schimbați viața de la zero. Această persoană, așadar, dacă ești în asentimentul său și dacă ai așteptat această oportunitate, dragul meu sau draga mea, vei putea face acest compromis, da, de dragul lui sau de dragul ei și, da, într-adevăr, văd că veți urma această persoană. Am dat un exemplu, da, mesajul pe care îl primiți poate fi cu totul altul, dar în orice caz văd că vă va privi și pe voi într-un mod cât se poate de clar, da. Se pare că această persoană vrea să vorbească cu voi în această perioadă foarte mult și se pare că această comunicare dintre voi doi este cheia spre succesul vostru ca și cuplu de acum înainte. Următoarea carte, dragii mei, da, iată că vorbește despre faptul că situația banilor în relația dumneavoastră este cât se poate de strâmtorată.
Da, se pare că atât voi, dumneavoastră, cei care priviți la acest videoclip, cât și partenerii sau partenerele voastre, aveți probleme cu banii în această perioadă. Da? Se pare că tot vă confruntați cu situația că acești bani pe care îi aveți în momentul de față nu sunt suficienți, nu vă ajung probabil de la lună la lună. Este posibil ca unii dintre voi să fi avut un comportament greșit vis-a-vis de bani în perioada anterioară și din cauza aceasta, iată, aceste resurse financiare să nu vă fi ajuns, da, luna care a trecut. Dar stați liniștiți, dragii mei, pentru că la orizont se văd noi oportunități și pentru voi, noi oportunități pe care veți dori să le promovați în viața dumneavoastră pentru a câștiga noi resurse financiare, da? Văd că în acest scop este posibil ca majoritatea dintre voi să doriți să vă deschideți spre noi idei care pot fi cât se poate de profitabile în privința dobândirii unor noi resurse financiare, da? Nu știu, poate fi o activitate pe care îți place să o faci sau pur și simplu faptul că vrei să transformi un hobby de-al tău, un talent pe care îl ai într-o activitate de succes, da? Pentru viitorul tău apropiat. Poți face acest lucru atâta timp cât dispui de timpul necesar, da? Sau poate că, cine știe, în viitorul apropiat vei dori să înlocuiești cu totul jobul pe care îl ai în prezent cu această activitate a ta, bineînțeles, în funcție de modul în care vei vedea că vei avea sau nu succes în această activitate. Și iată că următoarea carte, dragilor, vorbește despre o persoană din viața ta, probabil, cel mai probabil persoana la care tu te gândești în aceste momente, care se simte paralizată de dragostea pe care o simte pentru tine. Da, această persoană, într-adevăr, te iubește foarte mult, s-a îndrăgostit de tine, ca un fulger, așa. Și nu poate, nu știu, se simte țintuită de această dragoste, dar este ca și cum nu se poate concentra pe nimic altceva în afară de iubirea pe care o simte pentru tine, da? Ar vrea să știe totul despre tine, ar vrea să fie tot timpul lângă tine, să vadă ce faci și mai mult decât atât să simtă căldura sufletului aproape. Da, această persoană te iubește foarte mult, dar parcă nu. Pentru unii dintre voi văd că nu ar vrea să arate acest lucru, da? În sensul că este teamă să nu devină sau să nu apară vulnerabil sau vulnerabilă în ochii tăi, da? Această persoană a suferit foarte mult până acum în experiențele anterioare din dragoste și văd că în această experiență pe care o va avea cu tine, vrea să fie foarte precaut sau precaută. Da, hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că cineva, probabil că o persoană din apropierea ta, nu știu dacă este persoana neapărat la care tu te gândești în aceste momente, dar este cineva pe care tu îl cunoști sau o cunoști, să știi că este o persoană care, pe de o parte, are intenții de a se implica într-o relație cu tine, iar pe de altă parte, văd că dorește să devină parte din viața ta cu orice preț în momentele următoare din viața voastră, da? Și în acest sens, să știi că poate uza această persoană de practici mai neortodoxe, în sensul că poate apela la o femeie care face așa ceva, da? Care se ocupă cu vrăjile, cu farmecele și poate să dorească să îți facă vrăji, da? Pentru a-ți capta atenția în perioada următoare pentru a te face să te îndrăgostești iremediabil de el sau de ea. Da, această persoană este interesată în mod direct de acest rezultat în dragoste vis-a-vis de tine și se pare că nu vrea și nu poate să mai aștepte, da, acest rezultat.
Așadar, dragul meu, draga mea, așteaptă-te la acest, cum să-i spun, intrus în viața ta în perioada următoare. Oricum, dacă va fi un intrus până la final, dacă nu-și va arăta intențiile adevărate și nu va fi sincer sau sinceră față de tine, tu vei observa la un moment dat treaba aceasta și cred că singur sau singură vei da înapoi în această relație. Da, ce să zic, există tot felul de oameni și trebuie să ne așteptăm la orice din partea lor. Din păcate, da, din păcate văd că există aceste dorințe, cum să le spun, nenaturale din partea unora de a capta atenția noastră, da? Hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem aici soarele, dragii mei, acum ori niciodată, da? Așa pot să numesc acest mesaj. Spuneam și la începutul acestei etalări, este clar că vei primi un mesaj foarte interesant, foarte frumos, foarte bun din partea persoanei tale. Acest mesaj are legătură cu faptul că voi vă veți putea lua o casă în viitorul apropiat sau vă veți putea căsători. Aceia dintre voi care ați luptat să faceți asta până acum și nu ați reușit, iată că veți avea resursele financiare pentru a face acest lucru și mai mult decât atât sunteți pregătiți în acest moment și nimic nu vă stă împotrivă, da? Important este să vă păstrați legătura profundă și în continuare și să nu lăsați ca orice altceva să intervină între voi. Da, văd că prin această carte a soarelui nu faceți altceva decât să vă orientați spre această perioadă extrem de favorabilă vouă în perioada care vine și da, într-adevăr, iată că lumina intră în viața dumneavoastră, văd că se vor clarifica multe lucruri, multe aspecte ale vieții dumneavoastră. Dacă ați avut probleme financiare până acum, să știți că acestea se vor rezolva. Veți căpăta multe cunoștințe, este posibil și să faceți cunoștință cu mulți oameni noi care vă vor sprijini din anumite puncte de vedere. Pe de altă parte, dragii mei, cu această carte a soarelui văd că unii dintre voi veți avea de-a face cu un copil din viața dumneavoastră, poate cineva, poate că voi sau partenerul are un copil dintr-o relație anterioară și este foarte legat de acest copil. Sau poate că voi veți fi preocupați în perioada următoare să aduceți pe lume un copil, da? Din acest punct de vedere, văd că de asemenea veți avea un succes, da? Adică veți reuși să faceți tot ceea ce este necesar pentru a vă îndeplini această dorință. Și următoarea carte, dragii mei, iată că avem aici roata destinului, roata norocului, cartea cu numărul 10. Așadar, acest număr poate fi semnificativ pentru tine și în această zi. Văd că te eliberezi în aceste momente de anumite constrângeri pe care le-ai avut până acum. Nu știu, poate că unii dintre voi nu ați putut să faceți ce v-ați dorit până acum, da? Poate că nu ați putut să urmați persoana voastră acolo unde este el sau ea, poate că nu ați reușit să vă rezolvați problemele financiare până acum, poate că nu ați reușit să începeți o activitate pe care ați vrut să o faceți, da? Văd că de acum înainte veți reuși să faceți toate aceste lucruri, tocmai pentru că veți fi împinși de la spate de această roată a norocului, da? Care va acționa în viața dumneavoastră ca o mână de sprijin din partea destinului vostru, da? Este în destinul vostru să reușiți, este în destinul vostru să fiți fericiți, fericite, dragele mele, și să aveți o viață împlinită. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că este 9 de bâte, dragii mei, o carte din nou interesantă care îmi vorbește despre faptul că ești gata, ești pregătit sau pregătită să lași în urmă trecutul tău, trecutul tău plin de regrete, plin de amărăciune pentru unii dintre voi, da, un trecut în care ați avut foarte multe lecții de învățat și din care ați venit poate mai bogați, mai bogate. Dar iată că în sfârșit se face lumină în viața dumneavoastră, dragii mei, dragele mele, și sunteți gata să renunțați pe o dată pentru totdeauna la toate acele temeri, la toate acele limitări care nu vă lăsau până acum să aveți parte de experiențele care vă sunt menite și vouă, da, acelea de a fi niște persoane fericite și împlinite.
Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că se pare că aveți sentimente romantice, sentimentele voastre sunt reale și merită să fie explorate. Dragii mei, bucurați-vă că simțiți ceea ce simțiți pentru persoana voastră, pentru această persoană din viața dumneavoastră, pentru că nu se întâmplă de multe ori în viață acest lucru pentru noi și trebuie să celebrați acest lucru, da? Trebuie să explorați aceste sentimente ale voastre și să veniți cu bucurie în întâmpinarea partenerului sau a partenerei voastre care vă așteaptă cu aceleași sentimente bune și pozitive. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!